Da, vă rog. Ce da, vă rog? Am venit să semnez proces verbal. Asta vă întrebam. Deci ați venit. Da, vă rog. E o expresie la român. Nu știu dacă e și la moldoveni. Sigur nu e înjurătură? Nu, nu. Mi se pare că e înjurătură? Da. Așteptați tot meniul la altă, da? Păi cât să aștept? Eu aștept de o oră. Păi n-ați așteptat, ați plecat. Îmi faceți procesul verbal? Procesul verbal a fost întocmit deja. Păi, dacă a fost întocmit, de ce nu mi-l dați să semnez? Așteptați că vin la dumneavoastră. Puteți să așteptați? Aștept, dar numai 5 minute. O să-mi topic pe naiba. Primarea asta peste tot. Unde o să ajung? V-a rugat să-mi prezentați un act de identitate. De ce? Pentru că sunteți în sediul poliției și nu v-ați recomandat pe mare comandă. Dar nu vreau să mă recomand, eu am venit să ajut un refugiat. O să ajutăm și refugiatul, nu-i așa? Da, dar are avion acum, pleacă. Până când să ajutați refugiatul, când ați fost considerat că este bine, să jigniți un polițist. Cum v-am jigni? Le-ați făcut obsedat. Da, am zis că sunt obsedat de filmare. Asta nu e jignire. Sunteți obsedat de filmare. Sunteți obsedat de filmare. V-am rugat să-mi prezentați un buletin. Nu am buletin și nu e un buletin. Nu e nicio problemă, vă cunoaștem datele de identitate. Veți fi sancționat contravențional pentru refuz de legitimare. Nu e adevărat, eu mă prezint, mă întrebare de cuvinte și expresii și scrisoare un organ de poliție, da? Și nu mai puteți să apodăm și pe altă latură, da? Dar puteți să mă împușcați, să aveți pistol. De ce v-aș încușca? Nu știu, pentru că... Păi ce faceți? Mă și provocați acum. Nu asta m-ați provocat, ați intrat și în loc de bună ziua, mi-a zis să nu filmez. Dar nu, eu am făcut pe cameră. Eu v-am salutat. N-aveți totul pe cameră. N-aveți totul pe cameră. Sper că nu registrați sau filmați aici, da? Și am zis că eu transmit live aici. Și vreau să v-ați făcut obsedat. Da, pentru că aveți o obsesie. Aveți o obsesie. M-a luat la mișto că transmit. Dom'le, aveți o problemă cu poliția, general. Am o problemă cu poliția. Așa de ignorant în calitate drepturile omului. Suntem și ignoranți. Da. Bun. V-am zis, vezi, s-a mulțumit pentru cele două, pentru cele două. Se cheamă libertate de exprimare. Ați reputat și ignoranță. Am plecat aici, da? Eu v-am văzut la proștiință ce se va întâmpla. Da, vă rog să-mi aduceți procesul verbal să-l semnez. Foarte bine, pe asta o să fac. Așteptați aici. Eu nu sunt de acord să scrieți acolo. Am să vă tornesc procesul verbal, da? Pentru felul în care vorbiți cu poliția, chiar dacă aceștia vă vorbesc frumos, cum? Încearcă, ai intrat în loc de bună ziua, zice să nu filmez, acesta e frumos, asta e o obsesie. Asta este varianta dumneavoastră. Asta se numește obsesie. Cum spuneți dumneavoastră? O zi bună, așteptați... Ați pornit toți trei camere. Așteptați să vă întocmesc, domnul Oleg, să vă întocmesc procesul verbal de contravenție și bine. Poate pe viitor vă veți schimba comportamentul. Poate, poate, să, scriu, poate să scriu o plângere penală, poate să scriu o plângere penală pentru hărțuire. Dumneavoastră atâta știți, plângere penală aia, cum vă întâlniți cu un polițist? Doamne, îți fac plângere plenară, nu știu ce... Ți-aș fi zis eu ceva dacă nu te apropiai de mine să-mi zici să nu filmez? Da. Aș fi zis eu ceva? Ce treaba de mine? Eu vin să ajut omul, eu sunt voluntar acum. Domnule, vedeți unde s-a ajuns voluntar. Vedeți unde s-a ajuns omul, nu mai este ajutat. Iată de la cine e provocare, de la poliție vorbiți în provocare. De la dumneata, eu ajut voluntar oamenii și dumneata a intrat și mi-a interzis un drept fundamental. Puteți să faceți pe victima cât vreți. Păi da, când sunt conjurat de trei oameni cu trei camere și cu trei pistoare, că sunt victima perfectă. Poate va merge cu alți polițiști. Cum nu va merge, da? Cum e? Ați dat să fiu poliție și că sunteți conjurat de trei oameni. Sunt conjurat de trei oameni cu camere pornite și cu pistoale. Asta e hărțuire. Asta e hărțuire și o să scriu plângere. Și penală și la mea e. V-ați făcut de râs. Я вам сказал, что вот такая полиция в Румынии. Ужас. Они говорят, не снимайте. Зашли сюда и говорят, не снимайте. Я сижу с телефоном себе в руки. Только после этого начал снимать. Они говорят, вас оштрафуют за то, что вы плохо говорите с полицией. Вот такая у нас полиция в Румынии. Москва. Парни, печка дала? Ама. Или осипла? Так, офора полиция, и кулмя. Îmi dați proces verbal sau eu plec? Păi nu vă dăm niciun proces verbal. A, deci mă, îți bați joc de mine, mă intimidez așa. Ați plecat o oră. Ați plecat o oră. Vreți să ne filmăm? Hai să ne filmăm. Ați plecat timp de o oră când v-am zis să rămâneți. Eu lucrez aici. Filmați, filmați. Eu lucrez aici. Lucrați unde? La gară. Eram în uniformă de traducător. Și m-am dus...
Și ai zis că mă amendez, mincinosule. Ai zis că mă amendez. Și unde e amenda? Nu știi să o scrie. Aștept să vină șeful să-ți spună ce să scrie acolo.